Sunt deosebit de onorat ca astăzi să fie alături de noi reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății, doamna dr. Heather Papowitz, specialist în medicină primară și de urgență și manager de incident al Organizației Mondiale a Sănătății în România. Cu o vastă experiență în managementul dezastrelor și urgențelor medicale, doamna doctor a condus echipa de răspuns la pandemie în New York City, în Statele Unite, iar prezența domniei sale alături de noi conferă un plus de profesionalism și de exigență evenimentului menit să susțină vaccinarea populației României, soluția sigură și eficientă pentru limitarea răspândirii bolii, care din nefericire vedem în fiecare zi generează din ce în ce mai multe pierderi de vieți omenești. Adresez mulțumiri pe această cale celor care au contribuit la posibilitatea organizării acestui eveniment, un eveniment de anvergură care este menit să transmită un mesaj cât se poate de ferm și de clar pentru sănătate, pentru solidaritate și pentru siguranța noastră a tuturor, mai ales în contextul pandemiei, în aceste momente extrem de dificile pentru țara noastră. Amintesc în acest sens sprijinul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, Colegiul Medicilor din Municipiul București, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale, Primăria Generală a Capitalei, Ministerul Culturii, Primăria Sectorului 4, precum și celelalte primării de sector. Sunt 6 centre de vaccinare organizate, câte un centru pentru fiecare sector, pentru a putea crea o accesibilitate mult mai bună a populației din fiecare sector a municipiului București. Sunt 49 de fluxuri de vaccinare, vor fi administrate cele 4 tipuri de vaccinuri autorizate în Europa. Pentru sectorul 1 este organizat centrul de la Romexpo, pentru sectorul 2 centrul de la Circul Metropolitan, pentru sectorul 3 centrul de la Biblioteca Națională, care va începe activitatea la orele 16, sectorul 4 centrul de la Palatul Copiilor, unde de altfel ne și aflăm la acest moment, pentru sectorul 5 centrul de la Liberty Mall Sfântul Andrei și sectorul 6 centrul de la Clubul Seniorilor Mihai Eminescu.